Până pe 8 aprilie se mai pot face înscrieri pentru concursurile de angajare în cadrul Poliției Mureș pe unul din cele 69 de posturi scoase la concurs, repartizate la posturile de poliție rurală din județ. Dintre acestea, 17 posturi din zona Reghin au locuri scoase la concurs. Pot participa persoanele care au avut calitatea de agent de poliție și pot fi reîncadrate și care au studii corespunzătoare cerințelor postului respectiv îndeplinesc condițiile legale. De asemenea, persoanele care doresc să devină agenți de poliție publică se pot înscrie la concursul organizat. Este interzisă înscrierea la mai multe structuri sau posturi, după caz, candidații fiind obligați să opteze cu ocazia depunerii cererii de înscriere pentru o singură structură sau un singur post, după caz, la care concurează. Înscrierile se fac personal, indiferent de localitatea unde își are domiciliul candidatul și doar la unitățile de recrutare. Atenție, este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, prin orice alte mijloace sau de către o altă persoană în afara candidatului, astfel că nu vor fi luate în considerare cererile de înscriere transmise în orice altă modalitate decât personal. De asemenea, și completarea dosarelor de recrutare se face personal. Pot participa la examen candidații care îndeplinesc cumulativ o serie de condiții, între care să fie apte din punct de vedere medical, fizic și psihic, să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului pentru care candidează, respectiv să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani. Trebuie să îndeplinească criteriul minim de înălțime, 1,65 m bărbații și 1,60 m femeile, să dețină permis de conducere categoria B. Probele la evaluarea performanței fizice sunt alergare de rezistență și abdomene pentru persoanele angajate din sursă externă și rezistență pentru reîncadrări cu bareme conform vârstei.